Conform datelor transmise de Direcția Județeană de Statistică Gorj în ceea ce privește natalitatea, mortalitatea și sporul natural, în luna ianuarie 2023 în județul Gorj s-au înregistrat 162 de născuți vii, mai puțin cu 23 de născuți vii decât în luna decembrie 2022. Numărul născuților vii în luna ianuarie 2023 a scăzut cu 27 de cazuri față de luna corespunzătoare a anului precedent. Numărul deceselor înregistrate în luna ianuarie 2023 în județul Gorj a fost de 365 de persoane, mai mult cu 5 cazuri față de luna precedentă și mai puțin cu 57 de cazuri față de luna ianuarie 2022. În luna ianuarie 2023 s-a înregistrat un spor natural, negativ, excedentul numărului de decedați față de numărul născuților vii fiind de 203 persoane. În luna ianuarie 2023 în județul Gorj nu au fost înregistrate decese ale copiilor cu vârstă sub un an. În ceea ce privește căsătoriile și divorțurile, Direcția Județeană de Statistică Gorj anunță că la oficiile de stare civilă, în luna ianuarie 2023 s-au înregistrat 80 de căsătorii, mai mult cu 7 căsătorii, comparativ cu luna precedentă. În luna ianuarie 2022 s-au înregistrat cu 6 căsătorii mai mult față de luna corespunzătoare din anul 2022. Prin hotărâri judecătorești definitive și conform legii numărul 202 din 2010, în luna ianuarie 2023 s-au pronunțat șase divorțuri, mai puțin cu două cazuri față de luna precedentă și mai puțin cu un caz față de luna corespunzătoare din anul 2022.